Efectivul personalului medical din județul Vaslui este insuficient. Raportând numărul medicilor la numărul populației, rezultă că la 10.000 de locuitori revin doar 10,9 medici. La nivelul regiunii Nord-Est se înregistrează o valoare de 18,3 medici la 10.000 de locuitori, în timp ce la nivel național, media raportată este valoare de 23,4 medici la 10.000 de locuitori. Pentru o comparație mai relevantă, de exemplu, în județul Botoșani, care este asemănător cu județul Vaslui ca dezvoltare economică, dar și ca efectiv demografic, la 10.000 de locuitori revin 12,4 medici. Chiar dacă în ochii oamenilor doctorii au o imagine bună, aceștia sunt totuși nevoiți să ia calea altor spitale din țară pentru a se putea trata. Sunt foarte puțini medici. De exemplu, dacă ai o urgență să te duci, de exemplu, cu o intervenție chirurgicală, cel puțin noi suntem la pământ cu așa ceva. Plecăm în altă parte. De exemplu, eu am fost plecată de 2 ori anul ăsta la Iași. Medicii sunt foarte drăguți, dar sunt puțini. Își fac serviciu, ne iubesc foarte mult chiar de la dânșii, uite, vin, așa, ne dă rețete, dau și cât au și cât pot, sau fac și ei ce pot. Și am ieșit de acum înainte să mă evidie. O altă problemă gravă o reprezintă paturile disponibile din județ. Indicele de utilizare a paturilor de spital a înregistrat în ultimii 3 ani valori de peste 300%. Numărul lor este raportat la populația deservită și este comparat cu valorile care se înregistrează la nivelul țării și la nivelul regiunii Nord-Est.